Salutare brigadă, la mulți ani și bine ați venit la un nou episod pe anul 2019. Deschidem primele premii, primele reward-uri pe anul acesta și să sperăm că bad luck-ul s-a dus. Let's fucking go! Ia să vedem ce avem aici. Division Rivals, alegem... Pachetele tradable, suntem în divizia 2, rank 1, cred. Divizia 2, rank 1. Ia să vedem. Da. Două rare mega pack-uri, un Electrum Player Spec și premiile de la Weekend League, Gold 1 din păcate. Să sperăm că va fi ultimul Gold 1 pe anul acesta. Și... What? What? What is this trick? Oh. What the fuck? Ce-a fost aia cu aia? Mi-a scris că am terminat Elite... mi-a scris că am terminat Elite 3 și mi-a dat 3 coins. Coi, 3 coins mi-a dat, mă? Ce s-a întâmplat, mă? Ce-a fost bug-ul ăla? N-ați văzut asta, nu știu ce s-a întâmplat. Ok, avem player pick-urile. Nu o să tai bucata asta cu chestia aia, bug-ul ăla, să vedeți și voi. Și la player pick-uri nu-mi doresc Hazard, o să ziceți, wow, de ce? Pentru că am SBC-ul untradeable și ar trebui, dacă îmi pică, să-i dau quick sell sau să-l bag la un SBC. Îmi doresc Robert Firmino și poate Felipe Anderson, așa că let's fucking go! Skriniar. Skriniar e ok. Nu știu dacă o să îl folosim ca titular, dar e 86, ne ajută pentru SBC-uri. E acceptabil și hai fără Hazard, please. Și Donnarumma, doi jucători de 86. Am deja Szczęsny, portarul ăla, whatever. Cum se pronunță pe Italia, deci nu o să am ce să fac cu Donnarumma, dar doi jucători de 86, e ok. Iar pe Skriniar am putea noi să facem o manevră să dăm cu Libali, dar vedem. Let's fucking go! Două jumbo rare player pack, două rare mega pack-uri, un rare erect, un rare Electrum player pack și atât. Și 50.000 de coins pe care deja am primit. Hai să-i dăm bătaie, măcar un knockout, frate. Hai, pe anul, primul pack opening pe anul 2019. De la omor dacă nu dă ceva. Let's go. Hai de fată, un knockout. Nu e oca, bă, nene, bă, nu e. Nici măcar televizor, what the fuck. Giovinco. Super. Mega pack. Ia să vedem. Ia să vedem ce avem aici. Haide, mă, dă. Na, da, mă, walkout, mă. N-a vrut. Televizor, ha. Aoleu. Screenii de vrai. 84. E ok, să zicem. Ne apropiem de punctul de groază. Spre final, ultimul rar mega pack. Haide-mă. Nu e walkout nici de data asta, ce se întâmplă. Nici măcar televizor. 7 săptămâni de când am mai primit un jucător peste 30.000. Va fi aceasta 8-a săptămână sau se va sparge ghinionul? E 2019, ar trebui să se dea reset la ghinion, nu? Unde vrem să vedem ceva peste 30.000. Haide, let's go. Asta e a 8-a săptămână în care nu... Walkout! Finally, walkout! Brazil, goalkeeper, Ederson. Ok. Se pare că ne îndreptăm spre a 8-a săptămână unde nu vedem nimic mai mare de 30.000, 95.000. Trist. Și partea cea mai tristă știți care e? Că...
sunt șanse mari să nu mai avem walkout aici, dar haide să vedem, haide, come on, come on, come on. Walkout iar, hai mă, dă ceva peste 30 de K, trăiți ar familia ta. Mor cu el de gât. Mor cu el de gât, mă. Doamne, 13K, băi nene, 8 săptămâni să nu vezi jucători peste 30K, 8 săptămâni consecutive, bă nene. Cam astea au fost premiile mele. Se pare că, deși s-a resetat anul și am trecut într-un an nou pe 2018, ghinionul continuă, ne îndreptăm, avem, nu că ne avem deja 8 săptămâni la activ, unde nu avem niciun jucător mai scump de 30K. Gândiți-vă că au fost numai pachete de 100K bucata sau Elite 3 sau whatever. Of, cât o mai ține, așa că brigadă, cam asta a fost, ne auzim pe live la ora 10, vă mulțumesc pentru vizionare, vă rog lăsați un comentariu, un comentariu cu premiile voastre, ce va pica vouă, să văd și eu așa cam cum stă treaba și la voi dacă e groasă. Dați un like la clip dacă vă place și la 500 de like-uri brigadă o să fac un tutorial pe anul ăsta super unicat. Nu mai există pe YouTube un tutorial care o să vă ajute enorm, așa că brigadă, dați un like la clip și vă mulțumesc fratele vostru încă o dată, v-am pupat, ne auzim pe live, cu respect, value, let's go, ciao, let's!